Bună ziua! A venit rândul celei de-a patra povestiri cu numele de ședință de spiritism. Cred că e a patra, nu? Mă uit să verific cu siguranță, dar cred că este a patra sau a cincea. A cincea. Mii de scuze. Ok. A cincea povestire cu numele ședință de spiritism. Să-i dăm bătaie. În interiorul cu puzderie de fotografii sepia încadrate în rame ovale și un pian acoperit cu un vechi șal indian, la care nu mai cânta nimeni de peste 30 de ani, telefonul și televizorul Samsung făceau o notă discordantă aparte. În lipsa lor, te-ai fi putut lesne închipui într-un decor 1900, conservat ca atare. Înclinația Matildei, considerată de unii direct patologică, pentru vechi și de demult, un altădată situat departe în trecut și, bineînțeles, locatarii epocii respective, repauzați cu antice state în cimitirele orașului, se manifestase de pe vremea când era o copiliță. Mai purta mănuși cu un singur deget ținute pereche de un șnur petrecut pe după gât, îi plăcea să se joace cu cretă colorată și colecționa bile roz de sticlă. Încă de pe atunci asculta cu emoții amintirile bunicilor și evocările despre cei de dinaintea lor, simțea în pumnii mici răceala zăpezilor de altădată, o ameța aroma salcâmilor de odinioară, aștepta cu nerăbdare sosirea bătrânei diligențe, o extaziau defuncte irepetabile apusuri de soare. Sunt o făptură, diagnostica ea însăși, care și-a ratat secolul. Nimic extraordinar și dacă oamenii ar privi cu atenție în jur sau chiar în lăuntrul lor, ar băga de seamă că fenomenul e departe de a fi singular. Printre altele, era încredințată că imediat anterioara ei existență se situase cam prin epoca lui Alexandru Ioan Cuza, urcând la deal către primul război mondial. Complet străină de promoția anului 1960 a liceului Gheorghe Lazar, unde și sprăvise studiile medii, simțea cu toată ființa ei că școlăriță fusese în celălalt secol, colegă de clasă cu Ana Ipătescu. Ulterior, când avea să-și descopere vocația de medium, va solicita adesea serviciile pașoptistei cu nume de stradă. După 1989, când, alături de multe altele, dispăru și interdicția de a sta la șuetă cu persoane decedate, Matilda se putu desfășura la adevărata ei valoare. Cooptată într-un cerc serios de spiritiști, fu inițiată, iar calitățile ei de medium îi conferiră un statut special de persoană specială. Putea afirma pe drept cuvânt că, în contact susținut cu cei de dincolo, personalitatea ei evoluase și că niciodată nu se simțise atât de mulțumită. Lucrase ca economistă timp de 30 de ani, practicase binele în măsura în care îl practică cei mai mulți dintre noi, nu-și trimisese la azil bunica și părinții bătrâni, dăduse de pomană la ușă de biserică și își îngropase cu fas și cheltuială bărbatul, dar cu adevărat folositoare se simțea abia acum. Ca de obicei, la 9 dimineața sună telefonul și cu tot ca de obicei, ridică receptorul înainte de a se fi consumat primul tril. Era o ființă iutacă, mititică, intrată într-o cutie de chibrituri cu un chip clorotic lipsit de expresie. Părea grozav de efemeră, mai efemeră decât cei din jurul ei și la fel de neînsemnată ca un puf de păpădie. Da, Coralia, bună dimineața! Glasul pâlpâia stins, flăcăruia istovită în interiorul unui paiț cu sticlă murdară. Al Coraliei, în schimb, bubui soldățește și la obiect. Ce făceai? Puțină ordine prin casă. Leacuri, decretă Coralia. Pe mine m-a apucat sărăcia aia de spondiloză, mă ține de la umăr, nici nu mă pot pieptăna. Și eu cred că am răcit mie una, Matilda. Mă cam doare gâtul. Nici nu-i de mirare când cineva trăiește doar cu înghețată chiar și miezul iernii, mă miră că mai are glas. Sper că nu-i serios, diseară avem ședință. N-am uitat, poate până atunci am trece. Nu poate. Sigur, să răsti Coralia, important este să-ți dai silința. Știi, am avut un vis absolut extraordinar, ținte bine, Matildo. L-am visat pe Mussolini. Chestiunea are precis o semnificație adâncă. Nu vine Sulito ăsta în vistă la fiște cine. Benito, vrei să spui, o corectă Blajin, Matilda. Benito, Sulito, același crac de izmană. Acum totul depinde de tine. Personajul e foarte interesant, să vedem dacă se lasă abordat. Se lasă dacă știi cum să-l iei. Cum ești tu diplomată, nu îmi fac griji. Până una alta, prepară-ți un șodou zdrav, îmi scapă și tu colo mai mult rom și bel cât poți de fierbinte. Hai, pa, 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 că au venit fetele la canastă. Puse receptorul în furcă, Doamne, ce nepătrunse sunt căile. Cum dai tu har la neghiobi? Și se repezi la ușă. Li se spunea cei trei mușchetari, pentru că erau nedespărțiți. În rest, nicio legătură cu grațioși și magnifici în dantele ai lui Dumas. Ștefan era uscat și oacheș, aspru ca orindea, Mișu, frate sau bălăior și rotund ca o portocală, iar Nae, clownul trioului, un deșirat cu mărul lui Adam proeminent și neliniștit. O după-amiază de primăvară antipatică, încărcată de ploaie și plictis. La fereastră, Nae flutura apagubă, în vreme ce Ștefan și Mișu croșetau fără interes un interminabil 66.
Pe mine zilele de sărbătoare mă indispun, conchise n-ai într-un târziu. Ștefan observă pe un ton fără nuanțe. Nimeni nu te împiedică să muncești. Orașul e mort, enumera Naie fără să-i dea atenție. Străzi pustii, trafic inexistent, tot sindicalistul stă cu capul în televizor și frigider, parașutele interesante, cărate cu parlamentari borțoși în teritoriu, liote de câini maidanezi care adulmecă gunoaiele și fac pipi la picioare de statui. Am uitat munții de sticle și de plastic goale. Mișu se întrerupse din joc, încântat de imagine. Da, domnule, așa e, ai rezumat totul extraordinar, parcă ar fi o frescă. Naie întoarse spatele ferestrei, rezemându-se de pervaz. Rahat! Ce-ați zice să organizăm o foiță de seară? Ștefan își ridică ochii peste cărți. Ai uitat că-i sâmbătă, o conducem pe Matilda la ședința de spiritism. Naie își reprimă un căscat. Alta iureală, lăsați, domnule, morți în pace! Mișu abandonă cărțile și se ridică, încercând să se dezmorțească. Era un tânăr foarte scund, lasă-l pe lunganul de Naie, dar chiar și frate său Ștefan îl depășea cu un cap. Îndesat și catospitit și încerca să-și completeze numărul de centimetri printr-o ținută vertical rigidă. Vorbește în necunoștință de cauze, declară, făcând câțiva pași prin încăpere. Se petrec acolo niște chestii care te pun pe gânduri, de exemplu. Poate să-ți confirme și Ștefan. La ultima ședință au reușit să-l contacteze pe Tache Ionescu. Dar cine e ăla sehlizinae? Ștefan interveni. Degeaba faci garagață. Am asistat la niște fenomene cel puțin bizare, bineînțeles. N-am ce explicație științifică, dar nici nu pot nega evidența. Vocea profund cavernoasă i-a adusese în ultimii ani porecla de ciumavara se peșvodă. N-ai ridică din numeri. Așa o fi. De ce l-au solicitat tocmai pe Tache Ionescu? Printre asistenți, explică Mișu, se află și un parlamentar. Vrea să știe dacă se lasă cu alegeri anticipate. Un râs larg sparse obrazul de paiaț al lui Naie, iar mărul lui Adam extrem de mobil țâșnică o detentă de câțiva centimetri, ascunzându-se sub mandibulă. Dacă mă întreba pe mine, eu spuneam la fix, fără faxuri în lumea de apoi. Își întinse trupul deșirat că spun cu poftă. Oamenii neserioși, voi barem știți de ce mergeți la circ. De ce? Pică Mișu din cer. N-ai râse. Îți dau voie să ghicești de trei ori. Mă luați de Tolomac? Adică fondul de nabab al bătrânei verișoare Matilda din Elveția plus dobânzile care s-au adunat în pași 5 de ani de materialism dialectic aplicat sunt de colea? Bașca, în afară de voi, n-are sămânță de neam. Proști ați fi să nu-i cântați la piculină. Ștefan se lăsă pe spătarul canapelei scandând ironic. Șarpele invidiei de târcoale celor mai oneste inimi. Naie se holbă sincer mirat. Normal că sunt invidios. O, mis, nu statuie în Piața Mare. Voi aveți o miză pentru care merită să te zbați. Visați color la meleaguri blonde și blondele dame de pe plajele Californiei. Ștefan îl întrerupse mereu sarcastic. Ei, liniștică de lung cu noi. Nu mă îndoiesc, răspunse Naie pe același ton. Baiul mare e că scumpa de Matilduța poate să mai ducă ușor 15-20 de ani. Loc octogenari în Vlahia de tranzit. Cu gripele astea surâse Ștefan. Nu se știe niciodată. N-ai râse cu poftă. Tu și pompele funebre ce vă mai rugați la Dumnezeu de o gripă. Pe obrazul de portocal al lui Mișu urcară două mere roșii. Bărbia îi tremura, părea sincer necăjit. Vă place să faceți pe cinicii, toată lumea o iubește pe Matilda, care orice ați spune voi, e un fenomen. Nimeni nu-i contestă în sușirile paranormale. N-ai fără să ridice din fotoliu ciufulit creștetul lui Mișu care se plimba prin odaie. Delirează cu talent Mișulică, tată. Iar peste ea există altul și mai talentat care o manipulează. Ștefan strânse cărțile și le puse la loc în cutia lor. În fond n-ai nicio treabă, de ce nu vii cu noi diseară? O simplă experiență, nu pierzi nimic. Ședințele se țineau în locuința maestrului Paulian, unde arhitectura apartamentului îngăduia aglomerarea fără aglomerația unei asistențe relativ numeroase. În holul spațios, eliberat de orice mobilă inutilă, încăpeau degajat circa 10 persoane așezate pe două rânduri. Paulian prefera însă grupurile mai mici, cine dorea meeting știa unde să-l caute. În fața scaunelor, la o distanță de circa 4 metri, se afla o somieră orientată perpendicular spre participanți. În rest, atmosfera clasică generată de draperiile grele de pluș, două aplice și un lampadar de colț asigurând clarobscurul obligatoriu în asemenea întreprinderi, dominau încăperea, sublinind ambianța, patru tablouri în ulei, portrete impozante tratate în culori sumbre, rembrandtiene. Contemplându-le cu mâinile la spate, ca într-un muzeu, Naiș zise că aparținau probabil unor ștabi din lumea spiritismului, un soi de dascăl doctrinare la Marx, Engels, Lenin și Stalin. Trecând în revistă musafirii împrăștiați deocamdată în grupuri cu firave cești de cafea în mâini, le consideră cu surpriză statutul social. Își închipuise că va da peste o adunătură jalnică de exponate senile, un vestibul plin de bastoane și pălării contemporane pactului Ribbentrop-Molotov, toți pe jumătate nebuni. Dimpotrivă, și reducând proporțiile, te puteai crede în foaierul unui teatru. Vârste amestecate și când vestimentație, păr și unghii îngrijite, țigări scumpe și iar în curte mașini procopsite. Cineva l-apostrofă din senin. Ei, tinere, te crezi statuie? Lasă-mă să trec! Naie fustăcit se dădu la o parte, eliberând accesul spre scaune, mă scuzați?
Înțepeni și acolo de sluși coralii, o dorobanță zdravănă ca un zid de cetate și voce de capitan de pirați. Nu mă mai țin picioarele, hei, Matildo, nu începeți odată! Matilda ridică palma, imediat, continuându-și discuția cu Paulian. Era un bărbat de statură potrivită, cu păr descrizonat, genul după care se dau în vânt puștoaicele sub 20 de ani. Se mișca frumos și sigur, ca un actor, practicând față de Matilda o condescendență tandră plină de atenții. Ai fi zis că e gata-gata să se prăpădească copleșit de privilegiul unei conversații cu șubreda bătrânică. În realitate, se ziză Nae, tipul desfășura o amabilitate mașinală. Ochii zburau libelulă prospectând unghierele, urechea încordată nu pierdea niciun sunet, alifiile cu care erau unți la toate încheieturile n-ar fi încăput într-un singur magazin. Volubilitate desfășura și Matilda, vorbind cu risipă de gestică într-un ritm misteric care îi tăia respirația. Nu debitul precipitat propriu-zis, ci zorul de a emite cât mai multe silabe pe secundă pătrat. Nu m-am simțit prea bine, dar gândul că vă voi dezamăgi mi-era insuportabil. Paulian surâse blând ca un moș Crăciun. Nu sunteți deloc cu minte. Și atinse brazul într-o dezmierdare fugară. Matilda chițăi, topită sub dulcea mustrare. Se simțea în Spielhausen, nu s-ar fi mirat să se trezească cu o păpușă în brațe. Apreciez devotamentul dumneavoastră, dar sunt foarte supărat. Nimeni și nimic nu vă dă dreptul să vă riscați sănătatea. Sunteți cea mai prețioasă persoană din câte cunosc. Dumnezeule, se minună Nae. Ce de adjective unsuroase și uite că chestia ține gagica face în chilos de fericire. Al naibii să fiu dacă aș avea curajul să fiu atât de penibil. Vă rog să nu mă certați, gânguri Matilda. De când vă cunosc, simt că am devenit utilă. Fac ceva ce este numai al meu, pe care nu-l poate face și altcineva. Și asta doar grație dumneavoastră. Ah, sunt fericită! Paulian se înclină ca un marchiz, pregătindu-se să se îndepărteze. Matilda îl opri. Nu v-am spus ce era mai important. Am vorbit ieri cu avocatul meu. În mai puțin de 10 zile, glasul lui palpită de emoție, visul nostru, fundația spiritismului românesc Barbu Petricei cu HD-ul, va deveni o realitate în carne și oase. Oh! Exclamă Paulian sărutându-i mâna. Îngăduiți-mi să vă felicit! Pe obraje scurși ai Matildei de găină, emoția înfipsese pete vineții, un chip care părea mâncat de igrație. Beată de fericire, urmă trepitând cu toată ființa ei. Încă n-am terminat. Am efectuat un transfer din Elveția și am descoperit un cont la banca lui Țiriac. Și, dar promiteți-mi mai întâi că nu vă supărați pe mine. Niciodată, scumpă doamnă. Fără să vă cer permisiunea, mi-am îngăduit să vă încarc cu unele responsabilități. În calitate de președinte al fundației, veți avea drept nelimitat de dispoziție asupra contului, după trecerea mea în neființă. Uluit, dar imediat redresat, Paulian o luă protector pe după umeri. De asta dată chiar mă supăr. Vă interzic categoric să vă gândiți la asemenea eventualitate, dar cred că e timpul să începem ședința. Cum vă simțiți? Matilda chițăi. Niciodată n-am fost într-o formă mai bună. N-ai simțit o răsuflare fierbinte în ceafă și întoarse capul. Aha, tu erai. Ai auzit? Ce cretină, mârâi Ștefan. S-a dat legată pe mâinile ăstuia, cretină la cub. N-ai râse. Ce bine că n-am neamuri cu care să semăn. Matilda se întinse pe canapea cu tălpile spre asistență. Relaxează-te, porunci scurt, Paulian. Stinsese aplicele, doar lampadarul împrăștia o lumină fără vlagă. Un curent de aer rece, fantomele, traversă sala și înfioras cei de față căutare instinctiv mâinile vecinilor. N-ai bănui un ventilator fixat și manevra la șmecherie. În spatele lui, Mișu gâfâia de emoție, alături în dreapta Ștefan scrâșnea din dinți. Șt, făcu cineva inutil. Paulian intervenea autoritar. Liniște, vă rog, să ne concentrăm. Veghea căpătâiul Matildei, care își ridica brațele cu o cetinală plină de suspens. Ajunse la înălțimea dorită, Paulian îi le prinse, împletindu-și degetele cu cele ale bătrânei. Rămaseră așa clipe lungi pe care Nae le traduse științific. Asta ar fi luarea de contact cu roa de transmisie cu lumea de apoi, cam cum stătea chestia cu sindicatele, legătura dintre partid și mase. Dintr-o dată avu impresia că nimeni nu mai respiră. Cu gâturile lungite, toți urmăreau încordați la maximum manevrele lui Paulian. Insinuant, delicat ca un amant, infinit prudent, de parcă ar fi dezamorsat un obuz, se desprize de Matilda și încremeni cu brațele ridicate în unghi drept, crăcănata la Manitou. Glasul bine pozat izbucni pe neașteptate, electrocutând asistența. O, catembobi, scanda! Beha, caleha, maratana, vașa, vanatana! Nae suflă la urechea lui Nae. Ce face mă ăsta, ne înjură? Paulian reluă de mai multe ori imprecația, din ce în ce mai lăbărțat, pornind pase de la capul Matildei spre picioare și returi. O respirație ușoară, regulată, avertiză că intrase în trans. N-ai observă stupefiat. Nu-mi vine să cred că există atâția sonați pe lume. Abține-te, mârâi Ștefan, tipul e foarte periculos. Cineva din asistență emise un sunet nedeslușit, plâns, poate un chicotit nervos.
Nai ridică plictis din numeri. În ce îl privește, putea jura pe Biblie, cărțile de poker sau fotografia zânei de ultimă oră din Port Visit, că pe elul nu își mai pun mâna în veci spiritiștii. Și îndreptă din nou privirea spre Paulian, care continua pasele alternând mișcarea duioasă, valsa lunecos, cu cea bruscă și sacadată. Doar vocea rămăsese răspicat poruncitoare, casantă ca o sentință. Du-te! Nu șovăi! Du-te! Îndreaptă-te spre lumea duhurilor! Acum! Caută spiritele care se mai află încă în zona noastră de eter! Du-te! Găsește-le! Coralia mugi ca un plutonier major când încă șoptește. Zi să întrebe de Mussolini! O voce satinată din rândul al doilea, închipuindu-și că spiritul ducelui trebuie stimulat, improviza atmosferă, intonând cu talent. Giovinesa, Giovinesa, primavera, di bellezza! Cine-o fi tenorul? Se întrebă Nae, rotindu-și privirea. Ștefan îl repezi. Termină, dacă ai chef de bășcălie, caro! Puțină decență, susui Mișu din spate. Am intrat în lumea umbrelor. Dar de unde știi? Coralia insistă. Caută-l, dragă, pe Mussolini, din partea Coraliei Vasilescu din Dristor, așa să-i zici, sectorul 4. Paulian intervenea autoritar. Liniște! Mussolini rătăcește în Empireu. Cam pe unde vine ăsta? Întrebă în jur Coralia pe un ton contidian, de parcă ar fi cerut adresa ProTV-ului. E departe, mult prea departe de sfera noastră, completă Paulian. Nae suflă. Cu metrou se descurcă. Coralia o ținea pe ei. Aș departe, nu poate fi prea departe, că l-am visat azi noapte. N-am nicio pretenție, dar să-mi zică de-a dreptul ce vrea de la mine, de ce mi s-a arătat. Nu-i răspunse nimeni, Matilda începuse să se zbuciume de însemne că a intrat în transă. O scară imensă, o femeie în văluri negre coboară treptele, se apropie, încep să-i dezlușesc chipul, are mustață, e Golda Meier, ghicinaie. Face semne ciudate, continuă bătrâna, vrea să-mi spună ceva. Începu să plângă, nu înțeleg, nu-i aud glasul. Concentrează-te, șopti cu patimă Paulian. Glasul Matildei e răzbătut din alte lume ca dintr-o ceață sonoră. Acum parcă e mai clar. Asistența încremenise, nimeni nu înregistra tusea de afara unei mașini cu bateria obosită care chema în realul imediat. Ce spune? Fugiți! Participanții tresăriră electrocutați, unii se ridicară gata chiar să o ia la goană. Matilda vorbea acum cu alt glas, o voce puternică de stentor, complet străină de ciripitul ei cotidian, purtătoare de cuvânt pe moment a vreunui defunct celebru. Îndepărtați-vă de împărăția lui Mamon! Întunecimea se năpustește asupra voastră, vă prinde în clește, vă aud vaietele, sculați voi morți din morminte ca să intrăm noi! Glasurile din sală se învălmășiră, fantastic, înfiorător, apocalipsul! Coralia bubuia acoperindu-i pe toți. Întreabă naibii odată unde stă Mussolini, să spuie ce daravele are cu mine, nici așa să mă fiarbă ca pe un borș din cap de miel, unde-l poți găsi? În cartea de imobil, sugeră Nae. Mișul zgâlțâi din numeri, potolește-te, ce spune-i cu tremurător. Liniște, răgni Paulian, mergi mai departe, Matildo, pătrunde cât mai adânc. Ce vezi? Matilda răspunse docilă, întoarse la vocea cotidiană. Siluete, multe, puzderie de siluete verzi. A dat peste marțieni, sugeră cineva. Ștefan se răsuci furios spre Nae, dacă nu, taște strâng de gât. Ești nebun, tăticu, n-am zis nimic, acum a dat tipul are dreptate, va arăta ajuns în patria SF-urilor. Matilda continuă să bolborosească cu degetele înfipte ca niște cângi în stofa canapelei. Căznită de convulsii și vedenii, dădea impresia că vrea să se ridice. O lume verde, oameni, pălării, copii verzi. Îngresa din primul rând se miră. N-aș fi zis că legionarii mai au vreo șansă. Se strâng, urmă Matilda. Se adună în jurul unui cazan. Nu, nu-i cazan. E o urnă uriașă. Aha, exclamă Mișu. Grăsanul se întoarse spre el și scaunul pârâi, constată încântat. Ai prins mișcarea, nu-i așa? Să lasă cu alegeri anticipate. Previzibil, de altfel. Nae se ridică brusc și, făcându-și loc pe lângă picioarele oamenilor, se îndreptă spre ușă. Gentlemen, pentru mine e deja prea mult. O, spirite, o, duhuri, o, tovarășul Nae vă salută din mers. În aceeași clipă se stinse lumina. O singură secundă de stupefacție, apoi spaima se dezlănțui. Țipete, exclamații, buvnituri, iar întunericul sporea ca de obicei naosul. Nu aveți niciun motiv de panică, interveni autoritar Paulian. Vă rog imperios să rămâneți la locurile dumneavoastră. Ce s-a întâmplat? Întrebă Mișul. Duhurile sunt mânioase, își dădu cu părerea tenorul de adineauri. Naerica, na. Așa îi zice acum idebului? Aiureli, mugi Coralia. Chiar acu a trecut Mussolini pe lângă mine. M-a atins și-am pus mâna pe el. Continuă pe ton diurn. Ca să vezi, n-aș fi zis că acolo au hoți. Dacă e să umbli cu cheile după tine, nu se mai merită nici să mori. E fioros, strigă un glas de femeie. Nu mai suport. Chiar, de ce mai stăm? Se miră grăsanul care diagnosticase alegeri anticipate. Să plecăm! Paulian găsi în sfârșit cutia de chibrituri și aprinse lumânările unui sfeștic. Stați pe loc! Nu-i prima oară când spiritele își manifestă în felul acesta nemulțumirea.
Oamenii se priviră speriați și cercetau în figurat chipurile, neștiind de fapt ce caută. Coralie, intrigată la culme, scotocea cu ochii prin toate ungherele. Simt că încă n-a plecat ea ci printre noi. Cine? Mussolini, vezi bine, ai o fixație, decretă Ștefan dur. Ei, bravo, am pus mâna pe un bărbat și ducele sulito ăsta... Aha, pricepu Naie, punând volum în exclamație. Nu fi măgar, îl repezi Coralia, zic că am pus mâna pe un bărbat. Nu unde crezi dumneatale și Mussolini, singurul asupra căruia m-am concentrat. Liniște, ceru Pauliana, plecându-se peste bătrâna care rămăsese în transă. Matilda, părăsește planeta galbenă și întoarce-te printre noi. Mă auzi? Întoarce-te imediat. Trezește-te! Începu să-i bată palmele, apoi obrajii din ce în ce mai impacientat. Trezește-te, răgni! Ce se întâmplă? A murit! Sângele începuse să picure pe parchet, în pieptul Matildei un stilet extrem de fin, purtând gândul spre cele meleaguri cu cămile șalvar și focoase ca dâne, părea încă să vibreze de violența cu care fusese implantat până la plăsele. După clipă de liniște încremenită, se dezlănțui vacarmul. Paulian își astupă obrazul cu un gest instinctiv. Nu se poate! Ei, uite că se poate, constată Ștefan cu un zâmbet rău. Nu înțeleg cine? Dumneata! Ești nebun, omule? Strigă Paulian peste consternarea generală. De ce s-o fi omorât? Mă crezi atât de redus de imbecil încât să-mi ucid cel mai dotat medium pe care l-am avut în 30 de ani? Logic, închină Mișul roșu de confuzie. Nu fi tâmpit, îl repezi frate său. Matilda l-a desemnat executor testamentar cu drept de dispoziție. Dar ce mai stau eu să-ți explic acum? Nu fac 100 de mediumuri cât averea Matildei. Paulian își șterse obrazul transpirat cu o batistă fină. Vă rog să nu ne pierdem cumpătul. Grăsanul propuse. Lăsați șuieta și chemați poliția. Chemați-o, fu de acord Paulian. Telefonul e în vestibul. Domnule Ștefan, spre deosebire de dumneavoastră, eu nu acuz, ci doar mă apăr. Dacă vorbim însă de interes, sunteți mai implicat decât mine fiind unic moștenitor. Împreună cu fratele dumneavoastră, desigur. Logic, aprecie Mișu. Dacă ar fi să luăm după interes beneficiare și doamna Coralia, că mi-a spus Matilda că a trecut un testament. Prostii, respinse bătrâna, îndrugați numai prostii. Mussolini e ucigașul, citiți istoria, cămășile negre. Păi ăștia erau criminali de profesie și n-ar avut nu trece niciodată, e chestie de glande. Ce mai stăm la palavre, a trecut pe lângă mine și l-am atins, el era... N-ai să scălpină mașinal deasupra urechii. Mă îndoiesc că pe killer îl cheamă Mussolini, sigur, mi se pare însă că persoana care a trecut pe lângă doamna Coralia e și asasinul. Așa cum sunt așezate scaunele, era singura cea mai scurtă, poate că liberă spre Matilda. Pornind din oricare altă parte a camerei, obligatoriu trebuia să-i deranjeze pe alții. Am chemat poliția, anunță grățanul care se pregătea pentru alegeri. Perfect, sublinie Ștefan. Pariez oricât că maestrul Paulian i-a venit de hac Matildei. Ce scaune, ce potecă liberă, că n-avea nevoie de nimic, nenorocita se afla chiar sub nasul lui. Separat ca stăpân al casei era cel mai în măsură să monteze un scurt circuit. Chiar așa, la țanc să se întrerupă lumina. După un moment de șovăială, n-ai intervenit. Eu am întrerupt lumina, n-a fost niciun scurt circuit. Pur și simplu am tras cu piciorul de firul lampadarului și a ieșit din priză. N-aveți decât să vă uitați. Mișu se holbă. Dar de ce ai făcut-o? N-ai ridică din numer. Vă rog să mă iertați. Îmi pare sincer, rău. Am vrut să mă amuz. Totul mi se părea atât de caragios și am supralicitat. Asta schimbă complet datele problemei, decise grăsanul. Poate chiar dumneata ești asasinul și printr-o dibace mișcare de învăluire, o diversiune, aș zice. Nu mai zi nimic că ești prost. Ștefan scrâșni. Iar tu? O paiață imbecilă. N-ai de gând să te maturizezi? Nu vă mai certați, îl rugă Mișu. Poliția va lămuri totul. Ce să mai lămurească să o țăr Coralia când eu le dau mură în gură? Mussolini a făcut felul. Închise un ochi, adică fiți atenți ce vă spui eu, acu' e plin de miez. Poate să fie și o răzbunare la mijloc. Nenea ta se cum ar veni, tata lui Matilda. Era liberal să adea. Se luase rău în piept cu legionarii lui Hitler și Mussolini și vezi că nu l-au iertat. N-au apucat să-l lichideze ca pe Iorga, dar s-au răzbunat pe fie sa biata Matilda. Aberații, decretă Ștefan dând draperiile la o parte. Nu ne rămâne decât să așteptăm poliția. Grăsanul se interesă ironic. Și până vine poliția, nu ne dai voie dumneata să comentăm? Ce spune doamna Coralie e foarte interesant. Apropo, ați afirmat mereu că persoana, în fine, entitatea care v-a atins era negre și un bărbat. Cum puteți fi atât de sigură? Nu spusei că am pus mâna pe el să văd dacă-i dân carne și oase? Da, acasă mi-am pus în gând să o fac. Eh, și? Da, știu că ești greu de cap, domnule dragă. Am dat peste cheile din buzunare, de-aia m-am și mirat că scos pe lumea ilaltă, că nimeni nu se încuie de frica muștelor. Fiți mai explicit, o rugă Paulian. Ce să-ți mai explic, creștine? Doar bărbații țin cheile în buzunarul de la pantalon, femeile le țin în geantă. Cor mai fi și poponar care umblă cu portofelașul pe un deget? Aia e altă istorie. Atunci e simplu, conchise grăsanul, să verificăm cine are cheie în buzunar. Se pipăie instinctiv, ceva zornăi și râse încurcat. Și eu. Toți, sublinie Ștefan. Să încercăm o mică reconstituire, propuse Paulian. Simțind deci o atingere, ați ridicat brațul,
Coralia îl întrerupse. Aș ce să ridică, mă ține spondiloza de 3 zile, abia pot forfoti în jos, uite așa. Oferi o demonstrație păstrând brațul lipit de trup de parcă ar fi ascuns ceva la subțioară și mișcând mâna doar de la cot. Dacă o să-l mai sus, mă steacă la ficat. N-ai își reprimă în ultima clipă o exclamație de surpriză, inima îi tresări ca dinaintea unei revelații. La cât izbutea Coralia să ridice mâna, ar fi ajuns cel mult la genunchiul unui bărbat de statură normală, în niciun caz la buzunarul lui. Limpede ca un clar de lună. Ipso facto, criminalul era un individ scund, extrem de scund, iar în asistență cu o singură excepție, toți depășeau degajat 1,75. Își îndreptă curios privirea spre Mișu. Cine ar fi zis că portocală ăsta? Mai degrabă Ștefan. În fond, de ce mă mir? Nu ne cunoaștem nici măcar pe noi înșine. Iar în materie de surprize, viața se dovedește a fi inepuizabilă. Rămâne de văzut, Mișulică, tată, cum o să ieși din rahat. Nici măcar varianta Mussolini a Conei Coralia nu-i valabilă. Din ce am văzut la cinema, ducele era un tip falnic. Afară se auzeau sirenele poliției. Aici se încheie cea de-a cincea povestire și vă aștept cu mult drag pentru următoarea, care se va numi Sertarul. Vă mulțumesc frumos!